Senatorul PSD Nicușor Cionoiu a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre bugetele reduse și cum vor afecta acestea activitatea autorităților locale din județul nostru. Acesta spune că reprezentanții PSD au făcut amendamente la legea bugetului, însă acestea nu au fost luate în considerare. De asemenea, senatorul spune că există primării PNL, USR și UDMR care au primit sume mai mari de bani, în timp ce primăriile PSD din județul nostru vor avea de suferit în urma reducerilor bugetare. Aș vrea să începem această discuție de la partea aceasta de buget și aș vrea să vă spun că toți colegii mei, inclusiv eu, am depus amendamente în cadrul dezbaterii acestui buget. Vreau să vă spun că am rămas cu toții surprinși că premergător discuției bugetului a apărut acea ordonanță 703 care se referă doar la anumite primării. Încât îmi amintesc, este o oră de 269 de milioane de lei îndreptate către primării PNL, USR, UDMR. Aceste lucruri vi le spun ca dumneavoastră să cunoașteți această situație. Acest buget, la nivel de Consiliul Județean, a venit cu 45%, parcă mai puțin decât anul trecut. În analele istoriei nu s-a mai întâmplat așa ceva. Și ca să putem să supraviețuim, ca să putem să mergem mai departe, în aceste condiții avem nevoie de finanțare. Chiar dacă ne vom spate noi să aducem proiecte, chiar dacă ne vom spate să găsim proiecte europene, să știți că toate sunt însoțite de cofinanțare. În acest moment, să spunem că localitatea sau localitățile Călărașului nu duc lipsă de proiecte. Avem destul de multe proiecte, dar problema financiară să fie foarte acută. Nu știu în ce măsură se pot face credite de angajament, nu știu în ce măsură se pot împrumuta primăriile, dar vreau să vă spun că zona noastră a fost clar dezavantajată. Dacă vă uitați la numărul de amendamente care este public, o să vedeți că colegii din PSD au depus amendamente destul de multe, să spunem, cu anumite priorități, care, din punctul meu de vedere, trebuiau respectate. Trebuie să ne gândim că anul trecut, în această perioadă, euro era 4,81, euro este 4,89, asta înseamnă că viața se scumpește. Asta înseamnă că acest program, acest lucru pe care îl face guvernul în momentul ăsta nu este eficient. Încet, încet, coșul zilnic o să se scumpească. Încet, încet, oamenii o să fie neputincioși. Iar dacă banii vor fi îndreptați doar spre anumite zone, doar spre anumite culori, o să fie o chestie care în momentul ăsta va dezavantaja cel puțin partea de sud. Priviți, vă rog frumos, în partea de, să spunem, de anual, priviți sumele alocate și o să vedeți că sunt foarte multe primării în partea noastră care, din punctul meu de vedere, nu vor avea, cred că, zile de supraviețuire decât, să spunem, jumătate de an. Toate aceste lucruri vor fi în dezavantajul cetățeanului. Toate aceste lucruri trebuie să fie pentru noi o dorință, o ambiție, ca împreună, inclusiv cu cei de la putere, să reușim să atragem cât mai mulți bani și să reușim, poate, să încercăm să facem o rectificare bugetară. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, situația în această zonă este foarte, foarte, să spun, periculoasă. Cetățenii doresc foarte multe lucruri de la noi, este normal. Dar vedeți dumneavoastră, în conjunctura actuală, în conjunctura în care marginalizarea aceasta se face într-un mod foarte subiectivist, această zona noastră, deci, va avea de suportat foarte multe lucruri. Vreau să cred că toți colegii noștri, inclusiv cei de la PNL, o să spună stop politica și o să meargă mai departe spre lucruri concrete, să finalizăm problemele reale, adevărate ale cetățenilor.